De la testele pentru alcool trecem la teste de securitate cibernetică. Oficiul Național Registrul Comerțului a decis să facă aceste teste pentru sistemul care gestionează toate firmele din România. La finalul verii a semnat contractul, iar când vremea s-a răcit considerabil, acesta a fost ajustat printr-un act adițional. Contractul de 1 milion de euro de la Registrul Comerțului s-a dus către compania Eurotesting Software Solution, care pentru numai jumătate din bani face mentenanță sistemului de la Casa de Asigurări de Sănătate. Acesta era singurul contract încheiat de firmă în ultimii 5 ani de zile. Lipsa de experiență nu i-a demoralizat pe oficiarii de la Registrul Comerțului, care pe 31 august au decis să acorde premiul de 5 milioane de lei către compania, care are datorii totale de 2 ori mai mari decât valoarea contractului. Serviciile trebuiau prestate în 4 luni de zile. Cu toate acestea, după 1 lună și 10 zile, înțelegerea a fost modificată. Se specifică faptul că au fost modificate termenele, dar nu este cunoscută data la care serviciul va fi prestat în totalitate. Modificarea ne arată și faptul că unele servicii sunt subcontractate. Așa aflăm că în testarea sistemului care gestionează toate firmele din România mai este implicată și compania Era Concept, o firmă cu o medie minusculă a cifrei de afaceri și cu sediul în localitatea ilfoveană Cioflinceni.